Bine v-am regăsit! În Cartea Judecătorului, capitolul 12, versetul 6, este un text foarte interesant. Uh, Faimosul uh, eveniment uh, care uh, se învârte în jurul cuvântului și bolet. Uh, așa cum știm, Ieftea și-a dus fica ca jertfă ca să câștige războiul. Și este un subiect despre care vom vorbi data viitoare jertfele umane la evrei și la, la, romani pentru a înțelege jertfa lui Isus. Dar în, Iefta, în judecător capitolul 12, evenimentul și bolet este foarte relevant pentru a înțelege rolul pe care mitul îl are în formarea instituțiilor politice religioase și în identitatea unui popor. Și care este, în ultima instanță, substanța mitului. Și de ce, de ce, în vechime, formarea unei instituții politice, cum ar fi o cetate sau chiar o unitate tribală, o confederație de triburi, un sat nou eventual, un stat, statul evreu sau statul roman, este implicit legat de jertfă. Și întotdeauna o împărăție nouă implică jertfă. Și uneori jertfele acestea au caracter de, de genocid. Foarte mulți sunt, de exemplu, tulburați de genocidul din Vechiul Testament. Și ferește, că au tot dreptul să fie tulburați, pentru că interpretarea are recente ale Bibliei. Încearcă să extrapoleze asupra Vechiului Testament un concept despre Dumnezeu pe care îl avem noi în timpurile moderne. Mai, mai, ales care l-am dezvoltat după iluminism, sau în perioada victoriană în mod special. Și încercând să extrapoleze acest concept de Dumnezeu asupra lui Iosua sau asupra lui Iefta, asupra lui Moise, mă rog, noi încercăm să raționalizăm anumite atrocități ale Vechiului Testament. Aceste atrocități, noi le explicăm că poporul acestea acest atât de rele, mă rog, încât erau un în pericol pentru întreaga omenire, erau degenerați și așa mai departe. Acolo sunt, sunt niște omoruri gratuite din punctul nostru de vedere a omului modern și în același timp acolo sunt, sunt și violuri care se pare că erau încubițate de Jehova. Ferește, dacă privim toată istoria veche și dacă ne uităm și dincolo de Orasia, la, la popoarele din America precolumbiană, dar e suficient să rămânem în spațiul istoriei biblice, vedem foarte multă vărsare de sânge și această vărsare de sânge nu este gratuită, cum mi se pare nu? Această vărsare de sânge avea un scop uh, politico-religios precis. Era un ritual și, de fapt, uh, avea un caracter mitologic. Uh, lucru pe care nu putem înțelege astăzi. Deci, este necesar să înțelegem. Nu ca să scuzăm uh, faptele istoriei. În principiu, uh, cred că nu are sens să. Uh, Judecăm faptele istoriei așa cum nu are sens să judecăm uh, fapte din istoria vieții. În sensul că acestea s-au întâmplat. Și așa au avut loc. Uh, însă trebuie să înțelegem de ce au avut loc. Uh, pentru simplu motiv că se repetă în timpul nostru. Și este foarte interesant că noi suntem gata să condamnăm ceea ce s-a făcut în vremurile biblice sau ce au făcut asirienii și ce au făcut și alte popoare mai civilizate, cum ar fi grecii și romanii. Pentru că revărsarea de sânge era un act, așa cum am spus, religios. În același timp, însă, noi avem religia noastră care se numește drepturile omului, mă rog, ajutorul umanitare, democrație, etc., etc. Și în numele acestor zeități noi aducem jertfe de sânge. Și există, deși a fost un mod brutal în care aceste practici criptoreligioase s-au manifestat în regimurile totalitare în secolul 20 în Uniunea Sovietică, în Germania, în Cambodgia, în China, în Corea de Nord acum și așa mai departe, întotdeauna au avut o, 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 un caracter mitologic pentru că au plecat de la mitul unei, unei schimbări radicale în societate pentru care mulți oameni trebuie jerfiți aceste idei noi a revoluției, a progresului, a drepturilor omului, a, a umanitarianismului, a libertății a democrației și așa mai departe. E, și au fost șerfe de sânge care numeric vorbind au depășit cu mult ceea ce s-a întâmplat în Antichitate, însă în principiu motivația a fost religioasă ca și atunci. Și aș vrea să înțelegem această motivație religioasă. E, nu ne vom ocupa acum de fata lui e Iefta pe care vom lăsa pe o dată viitoare și nici de genocidurile atroce ale Vechiului Testament pe care le vom discuta data viitoare. Dar este esenț... ele sunt esențiale pentru a înțelege teologia lui Pavel cu privire la cruce și cu privire la jertfărul Iisus Hristos. Însă aș vrea să ne ocupăm de aspectul numit și bolet. E foarte interesant aici că bărbații din Galat sunt la trecerea Iordanului și când ceva trece Iordanul, îi spune, ești din neamul lui Efraim? Și el spune nu, că știe că dacă este din Efraim îl omoară. Și el spune, spune și bolet. Și Efraimitul spune si bolet. Și atunci este omorât. De deci ce este omorât? Pentru că n-a putut să pronunțe corect și bolet. Acum, suntem în secolul 21 și cei mai mulți dintre noi au experiența emigrației. Și știu foarte bine că de multe ori un accent sau o pronunțare diferită decât cea care este standard sau este naturală pentru populația respectivă nu te face să fii omorât. Dar în, dacă te uiți puțin mai atent observ că crime pentru care cineva ar trebui pedepsit sunt trecute mai ușor cu vederea de o anumită populație decât și bolet. Decât crimea de a, a spune să în loc de și. De a nu pronunța un cuvânt cum, cum trebuie. Și venește că poți să cunoști o limbă străină engleză sau franceză sau germană foarte bine și poți să dai lecții în limba respectivă unui nativ. Cunoști mai multă gramatică decât el, cunoști mai multă, mai multă literatură, să zic anglosaxonă sau germană decât el. Poți să ai putere de exprimare mai mare în limba respectivă decât un om needucat. Cu toate acestea, e ceva ce lipsește în exprimarea ta față de, de exprimarea nativului. Și acest ceva care lipsește este o crimă. De fapt, tu poți fi omorât pentru aceasta. Nu oricând, dar ce vreau să spun de fapt nu este o crimă mai mult decât e mai mult decât o crimă. Uh, pentru că cu siguranță că uh, păpoarele care au fost măcerite de evrei de exemplu în timpul războiului lui Iosua sau în cartea judecătorilor nu au fost măcerite pentru o crimă ci au fost măcerite pentru același motiv pentru care evreii au fost uh, supuși unui regim de externare în Europa în timpul lui Hitler uh, sau țiganii sau alte clase sociale este faptul că și în subconștientul omului, acest și este motiv de a vărsa sânge și este mai important decât etica, decât morala, decât caracterul omului. Și de ce? Dacă analizăm fenomenul și adică faptul că cineva care a crescut într-o altă zonă, într -un, mă rog, într-o altă populație. A fost naturalizat în altă populație. Asta e indiferent de rasă, vorbind. A fost, e vorba de proces de naturalizare, naștere și naturalizare, într-o altă zonă a lumii. Este un fapt că există totdeauna anumite nuanțe în limbaj care nu pot fi controlate conștient, care sunt în inconștientul nostru. Și aceasta nu ține mai de accent sau de pronunțare. De multe ori, într-o anumită conversație, este o anumită structură a limbajului, anumită structura gândirii, după care recunoști, nici tu nu știi de ce, după, după, ce te recunoști, dar inconștientul recunoști. Dacă ceva face parte din grupul tău, să nu face parte din grupul tău, da? Când eram student în Georgia, la Georgia State, am avut o profesoară de engleză din Bulgaria. Și n-am că este bulgăroaică, dar Imediat s-a creat o anumită vibrație între mine și ea, nu înțelegeți altceva decât vreau să spun. Am, știam că avem ceva comun și profesorul acesta m-a ajutat foarte mult să, mă dezvolt în a mă exprima în limba engleză, a înțelege cum trebuie să mă exprim în limba engleză, cum trebuie să gândesc în engleză. Dar pentru altele este cea care mi-a spus, a prima dată asupra un aspect lingvistic, anume că toate popoarele din Balcan, Bulgar, sârbi, români, mai rog, eu mă consideram, întotdeauna am crescut cu ideea că noi românii, fiind latini, suntem foarte diferiți de, de vecinii noștri slavi, sârbi sau bulgari, sau sunt de, diferiți de albanezi. Și îmi spunea că toate, de la ea am aflat prima oară, că toate popoarele din Balcani au o infrastructură de limbaj tracă, care nu este foarte ușor de definit. E ceva în aspectul subconștient al limbajului nostru, care merge de la traci și acest lucru se simte oarecum semi în comunicare și pare poți să identifici anumite elemente să zic un lingvist va identifica anumite elemente de topic sau de, de lexic. Dar cert este că e ceva care oricine îl simte imediat dar nu poate să l definească foarte clar. Același lucru văd aici în America unde de exemplu cei din sud țin foarte mult la accentul lor de sud. În același timp negri vorbesc cu un accent care este foarte greu pentru un alt să imite. Dar este ca un act de identificare. De ce? Uh, Jacques Lacan, uh, psihiatrul francez care l-a redescoperit și reactualizat pe Fright, uh, ne atrage atenția că există o mare neînțelegere cu privire la zingul Freud, Anume că cei mai mulți dintre noi, când vorbim de subconștient sau de inconștient, da? deci diferența de subconștient și inconștient, vorbim de inconștient, noi înțelegem inconștientul ca mai de la subsol. Să zic, ca suma impulsurilor biologice, care sunt în conflict cu zona civilizată a minții noastre, care este conștientul. Dar, de fapt, el ne spune, inconștientul nu este o sumă de impulsuri biologice, în primul rând, un limbaj. Deci, inconștientul acționează ca un limbaj, lucru că, de fapt, toate intuițiile și uh, descoperirile lui Freud și cercetările lui Freud uh, științifice au mers în direcția aceasta. În ad, de unde, de exemplu, expresia Friday in Sleep al unei care când în limbajul, limbajul nostru este preluat sau vorbirea noastră, dintr-o dată are o, mă rog, un impuls din inconștient și folosim o anumită structură de propoziție, o anumită frază, un anumit cuvânt, care de fapt vine din inconștient, nu, nu este conștient, dar care reflectă tendințe mai adânci și intenții. Ascunse ale noastre sau modul nostru de a privi lucrurile pe care nu vrem să-l dezvoluim altora. Așa că, deci, inconștientul este, de fapt, o chestiune de limbaj. Este o structură de gândire și de limbaj, cum am spus. Și este foarte clar că zona și boletului este un punct de intersecție între inconștient și limbajul vorbit. De fapt, zona și boletului este situată în inconștient. Și acum, de ce este lucrul acesta important? Se pare că Inclinația naturală pe care avem cu toți de al omorât pe cel care nu prunză și bolet corect. Da, deci poți realmente fi omorât în, în un din America dacă nu vorbești cum, cum se vorbește în ghetto. Sau mai grav dacă faci cumva o plimbare prin apalaș sau printr-o zonă rurală mai izolată din America. Este mai bine să nu deschizi gura te prin pădure, te întâlnești cu niște redne, le răspunzi la salut, e bine să le răspunzi cât mai pe scurt. De ce? Pentru că, în mod foarte real, chiar într-o într țară ca America, în anumite zone poți fi omorât pentru simplu fapt că nu pronunți și bolet, așa cum așa ei. De ce aceasta? Din cauza că, de fapt, în inconștientul nostru sunt doi factori. Unul care determină să zic, cetatea noastră, poporul nostru, etnia noastră, națiunea noastră, chiar biserica noastră, dacă vreți, determină o anumită unitate, unitate politică, religioasă, culturală, în raport cu alte, cu alte, cu alte unități umane, este determinată, în primul rând, lingvistic. În sensul că Instituțiile politice pe care le avem, religia, metafizica noastră, legile, în ultima instanță, în mod original, se suprapun cu un sistem de semne, de semnificații, cu un anumit limbaj care este, în, este localizat în subconștientul nostru. Și reacția instinctivă. Este aceea de a elimina pe cei care sunt în afara sistemului. Aceasta este o, 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 un instinct de care noi n-am scăpat nici lumea noastră necivilizată. Aceea de a elimina fizic pe cei care nu pot să se integreze în sistem. E adevărat că sistemul nostru acum este pluralist și, și boleturile noastre sunt mult mai subtile. Dar ceea ce vreau să subliniez și nu știu în ce măsură sunt. Sunt stare destul de car la capitolul ăsta, este faptul că reacția normală este aceea de eliminare fizică. Eliminare fizică a celui care nu poate fi folosit în sistem. Și această eliminare fizică poate uneori să ia, să ia forme foarte, foarte subtile. Cum, de exemplu, aceea de a împiedica pe cei care nu sunt utilizabili în sistem să aibă asigurare medicală, să zic. Sau, să zic, război împotriva drogurilor poate fi un sistem de a elimina pe unii, un mod de a elimina pe, alții, pe unii din sistem. Sau poate în state să tare să fie lagrul de concentrare. Sau poate fi lagrul de refugiați, care este tot un mod de, de, a elimina din sistem sau poate să fie, să fie un război în numele democrației sau a unui popor care omoare vreo 300.000 de, mii de din populația civilă ca nimica și care, mă rog, așează condițiile ca să mai moară și alții sau poate să fie înfometarea unor părți întregi ale lumii, sau poate să fie, mă rog, vânarea unui individ și să nu-i dea nicio șansă. Dar cert este că ceea ce stă la bază este un sistem de semne, de semnificații în subconștientul nostru, care creează unitatea noastră și care pentru a supraviețui are nevoie să le elimine pe celălalt. Așa că aici avem două feluri de eliminări. Una este fica lui, Iefta sau Isac. Este jerfa pe care a dus-o voluntar de către cineva din mijlocul și boletului sau uciderea celor din afara și boletului. Cel din interiorul și boletului este ucis în mod ritual, ca jerfă, cum este Isaac, cum este fica lui Jerfa, dar cel din afara de obicei este jerfii Domnului, este ucis. Pentru Domnul, bineînțeles, sau pentru stat, pentru oricine ar fi Domnul, însă nu este făcută ca rituală, este făcută ca simplă ucidere și uciderea acesta nu este o crimă. Așa că o întrebare care se opun mulți este cum se face că atâtea ucideri în Vechiul Testament merg mână în mână cu porunca așa să ne decalog, să nu uciști. Dar ceea ce nu înțelegem este faptul că a ucide pe cineva din afara sistemului nu este o crimă. Aici, mă rog, Isus a făcut o revoluție. E, și revoluția nu a fost făcută doar de Isus, a mai fost făcută și de alți filozofi sau învățători, începând din perioada axiologică. E, și această revoluție probabil pleacă și de la faptul că lumea devenit mult mai integrată. Sau nu, probabil, în mod sigur. Aceasta a fost baza revoluției. Însă, până e, atunci, va a poruncit foarte clar e, distrugerea sau soluția finală pentru clasă întregi de populație, pentru simplul motiv că acestea existau. Așa cum Hitler a văzut holocaustul ca o chestiune de higienă socială. Evreii trebuiau distruși ca păduchii. Iar evreii au reîntreptat holocaustul ca o jerfă, pentru că i-au dat o altă semnificație. Ferește că și romanii aveau același lucru și boletorilor, romanii erau un imperiu, un imperiu, dar este interesant că la roman există o altă instituție, anume aceea al omului care este dat care este pus în aparat societății și pe care oricine îl poate omoră, dar nimeni nu îl poate alce Sau, în ultima instanță, răstignirea. Este modul roman de a nu mai trebui a pedepsi crima, dar și de a asigura higiena socială a societății. Înseamnă și că romanii, fiind un imperiu, și boletul este mult mai subtil, la fel cum în imperiul nostru global în care trăim astăzi. Multiculturalismul este el însuși un șibolet. Sau uh, 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 Toleranța religioasă și drepturile de grup sunt și boleturi, însă practică, sau ca să zic așa, este mai rând decât o practică și o instituție și este aici vorba de un mit și de ceva ce este localizat subconștientul nostru. Natura și boletului ca atare a rămas cu noi și continuă să fie cu noi. E bine, aș vrea, când vă vorbesc despre epistolele Pavel, ne vom referi foarte des la practica și boletului și implicit Pavel recunoaște problema și boletului când, când vorbește despre Isus. O să dau în anticipare doar un text care se găsește în epistola către evrei, în care Pavel spune că jertfele, carcasele sau cadavrele animalului aduse ca jertfă sunt arse în afară din cetate, sângele. Este jertfit ritual, dar animale sunt arse în afară din cetate și spune că Iisus a fost jertfit în afară din cetate și ferește că Iisus deja a ieșit în afară din cetate când a stat cu prostituatele și cu vame și la masă cu persoane care pentru nimicire. Deci a încălcat linia și boletului și Iisus a fost, a fost, deci, jertfit afară din cetate și noi să ieșim la el. Deci să ne asumăm activ o poziția de, de paria, de persoane expulzate din societate. De ce? Pentru că numai în afara cetății, numai în afara sistemului de mituri și de idei și religii și instituții ale lumii vechi putea, putea să aibă loc un nou început. Interesant, acum, ferește că cu toți vă gândiți când spuneți și bolet, vă gândiți probabil și la și boletul religios și sunt controversă ca acea dacă. Isus, a fost homousia sau homoiusia cu Tatăl. Și crezurile e, istorice ale creștinismului, sau să ne referim la timpul nostru, dacă lumea a fost făcută în șase zile, e, de cred 24 de ore, sau într-un timp nedefinit, toate acestea sunt și boleturi. Și au același rol ca și e, cel pe care l-am amintit, anume că o anumită nuanță care dovedește că e, cumva nu ți de o anumită comunitate a care este undeva în inconștient și care își exprimă unitatea prin mituri, printr-o interfață mitologică. Și și este testul care arată dacă ții sau nu ții de această lume. Deci și este pentru Pavel un test în sens invers. Adică trebuie să fii șibolet ca să, și să mori, eventual, ca să treci Jordanul și să să fie un nou început. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vom revedea data viitoare și data viitoare vreau să discutăm despre un subiect foarte, foarte foarte des dezbătut, anume atrocitățile și jertfele de sânge ale Vechiului Testament, care nu ca, au caracterizat doar popoarele semite și pe evrei, dar și pe, și pe romani și pe popoarele europene. Ne revedem data viitoare, la revedere!